dragii mei, iubiții mei, cum spune Boha, ce faceți? Ce tu fă? Din nou, a venit aici cu tombola pregătită, așa că vă rog frumos să votați și din nou cine iasă pe primul loc, ăla o să fie subiectul principal. Da? Bine. Și doamne, ori mi-o slăbim maxilarul, ori se deformează măștile astea pe care mi le tăscut. Nu știu care e din astea Da, o, da, în fine nu mai contează că nu suntem aici la Miss Universe. Oricum n-aș avea șansă nici pe ultimul loc. But, anyways, da, bun. Acum, vă prezint 5 subiecte. O să le scriu și la primul comentariu, da? Ca să le aveți în cazul în care nu mă înțelegeți bine când vă vorbesc. Și vă rog frumos să votați. O să aștept, nu știu, o zi, da, o habar, n-am, ceva de genul să văd pe cine votați și pe urmă, în funcție de voturile voastre, așa o să pregătesc și eu materialul, da? V-am spus, puteți vota ori să scrieți în comentariu ce variantă alegeți, ori să vă duceți direct pe YouTube, la canalul meu, Telescop HD, și dați un pic acolo sus cu degetul în cazul în care nu vă apare direct imaginea cu vot, dați un discret community sau comunitate și acolo vă și -a apare. Și dați numai cu degetul, da? Dați numai cu degetul pe persoana pe care vreți să o vedeți comentată sau subiectul pe care îl vreți acolo să apară, mă refer care să-l discut eu, și o să se ducă votul direct, știți dacă votați acolo. În fine, cum vreți voi, orică lăsați comentarii aici, orică îmi scrieți pe Facebook, or indiferent, da? Da, bun. Acum vă prezint opțiunile. Prima, deci unile dintre ele o să fie ce au mai fost și până acum, da? Doar două noi, Prima e așa, box cu, părin cu pop ăsta cu părintele calistrat. Deci rămâne în continuare o opțiune, varianta asta, da? Deci cine vrea să vadă un pic de box între mine și popa asta catolic și o catolic ortodox, care boxează femeile la fiecare bordură pe care vede el, cred că vrea să dea ea în borduri dacă încolo o dăm femei. Deci cine vrea să vadă măcar o rundă, nu știu câte rundă, 12 sau 3, habar n-am pe la boxul ăsta, am fine cu regulile lor. Dar o rundă numai. Cine vrea să vadă o rundă între mine și Calistrat, popa bătău și ortodox, votați. Opțiunea 2. M-am tăgândit așa, știi? M-am gândit și dacă o să alegeți opțiunea asta, cumva o să o fac împreună cu voi, că am nevoie de ajutorul vostru, pentru că eu sunt atei, voi sunteți creștini pentecostali, în mare parte cei care mă urmăriți, dacă mai ortodox ortodoxi și baptiști, în fine. Numai că o să am nevoie de ajutorul vostru. În cazul în care o să iasă varianta a doua, mai exact, tronul lui Bohariu, adică pastorului Cristinel Bohariu, dacă cumva să opțiunea asta, eu am nevoie să mă ajutați și să-mi spuneți și-mi oare credeți voi că a ajuns pastor la biserica din Deva, Cristinel Bohariu? Eu, din câte știu, îs niște pași de urmat, nu? Adică tu, ca să ajungi diacon, prezbiter, pastor, nu? Toate au sunt inclus într-un proces, nu? Și dacă tu nu iei step by step, adică pas cu pas, cum mai putea să ripeste? Știți? Dacă nu e vorba de nepotism și de alte chestii la care s-au apelat. Sau la care se poate apela. Mă înțelegeți voi? Nu. No. Și în cazul în care opțiunea 2, adică tronul lui Boha, adică poziția de pastor al lui Cristinel Bohariu. În cazul în care e să votați opțiunea asta, eu o să vă prezint ceea ce știu eu și pe urmă o să lăs loc de interpretare și de intervenția voastră ca să mă lămuriți și pe mine dacă e ok ceea ce o să vă prezint sau dacă nu e ok sau dacă greșesc, că voi cum sunteți penti, ar trebui să știți mai multe decât mine, nu? Eu o să prezint doar atât cât știu, restul o să am nevoie de ajutorul vostru, da? Deci a doua opțiune pe care vă rog frumos să o votați, dacă vreți, e tronul lui Boha. Așa o să-i pun titlul, dar voi să știți că e vorba despre poziția pe care o are la Biserica Muntele Sionului din Deva, Cristi Bohareu. Eu sunt curioasă cum a ajuns el pastor acolo. Da? Pentru că ar trebui să știți că sunt niște pași. Nu poți să sar peste. Nu e ok să sar peste. Da? A treia opțiune, avem Pilates cu pastorul Chilebuț Nechifor. Votați oameni buni dacă vreți sport. Voi chiar nu vreți sport? Văd că nu prea votați când vine vorba de Chilebuț și de Floruț. Nu, lasă să ne lățăm. Dacă voi vreți să ne lățăm, ne lățăm. Deci, Pilates cu chelăbuț, vreau să vă zic secretul cum am slăbit. Uitați! Da? Opțiunea patra, mustrarea pastorului Emifedur. Dacă vă mai duceți bine aminte, în urmă cu câteva zile, am făcut, cred că, două videouri în care am comentat unele păreri pe care el și-le-a expus și le-a comentat într-o predică la Biserica lui Buhariu din Deva, în legătură cu căsătorie. Da? Și am rămas la fața că urmează să-l critic și cumva m-am oprit pentru că v-am tădat vauă cum să zic, nu neapărat ocaze, dar v-am tădat opțiunile ca să votați, știți, Și cumva n-am mai vorbit despre mustrarea lui. În cazul în care doriți să auziți, nu știu, așa zisă mustrare din partea mea, în legătură cu video respectiv, adică el acolo o predicată despre, și dădea sfaturi tinerilor despre căsătorie, cu cine să mă căsătoresc. Deci ăsta era subiectul principal, adică tema principală, căsătoria. No, cine vrea să vadă sau să asculte ce am eu dispus în legătură cu predica respectivă a pastorului Emi Feidur, care au avut loc la Biserica Muntele Sionului din Deva, votați opțiunea asta, cu rămas ca să-l mai critic, da? și o aștept să votați, și pe urmă opțiunea 5, normal că nu se poate să scoatem din grilă, Dans o pincă cu pastorul Gabi Floruț. Chiar am impresia că pastorul ăsta când predică, mă auzi, găbiță? Că sigur mă auziți, că voi n-aveți cum să înțezi niște șări din ea nebucatnițate, aveți cum să mă auziți? Mă auzi, găbiță, tu când predici, dar mie mi îmi place de tine, știi numai că știi ce nu-mi place? E că tu atunci când predici, atâta dansezi, tu zici, că da, tu, tu zici că predici pe rim de salsa, dar când se termină nu știi, când se termină predica, Atacați alimentele, atacați alea-alea, zărul, ciorbele. Mă, dar n-ați dansat și după și să termină scenariul? Sau vă, numai, numai așa vă place să vă vadă lumea că dansați? Numai așa puteți să dansați și să fiți sportivi. Altcumva nu se poate. Nu știu, zic și eu, mă întreb și eu, știi? Deci, mai zic încă o dată opțiunile și după aia închid că n-are rost să mă repet pentru că oricum vi le-am spus și o să le și scriu. Box cu popa calistrat tronul lui Boha, Pilatis cu pastorul Chilăbuț, mustarea pastorului Emi Fedor și dans cu o pinca, sau dansul opincă cu pastorul Gabi Floruț. Da? Alegeți și până alegeți voi în cazul în care o să mai văd eu ceva interesant pe YouTube, ceva dans sau alea, alea, o să mai pun câte o reclamă din asta publicitară. Înțelegeți voi? Da, bine, eu mă duc că mai am de... Mai am, mai am o pite slăbică prea, știi? Până nu mi se văd și mie cianti, vreau să-mi fac cum era și din astea, dar știți ce zic. Mă duc până votați voi, mă duc să-mi fac o tocană de sfeclă și de Ca să mă dau și o strâmbe, nu că vegană sau știu mai ce vegetariană sau bine, mă. Și se mă distrează pe mine, mai zic asta așa, pe chiar când închid, mă distrează că oamenii ăștia care-s vegan sau vegetarian, acum să mă scuză, îți persoane cu care vorbesc și chiar că-s numai sau vegani, eu nu fac aluzii la nimeni, deci doar zic așa pe tot, că mi se pare, am văzut o dumă pe Facebook, mi s-a părut comică, știți? Că vedeți, ăștia vegani sau vegetariani ne acuză pe noi că noi, noi cum mâncăm carne și așa nu ținem cont de natură și că bla bla bla, dar acum mă gândesc și eu. Ei care să duc numai pe plante și pe verdețul și alea alea, păi ei nu, afectează și natura, că dacă te mănânci atâta iarbă, vorba vine iarbă, da? Fac acum referință la legume. Dacă tu mănânci atâta iarbă și tot bei atâta apă, pă, cum cumva seci planeta de oxigen. Da? De oxigen și de resursele ei importante, adică oxigenul și apa. Apa tu tot bei, tot bei, că bă, îți vei, ga, lasă că în loc să mănânc sau nu știu ce, bei apă. Bine, că acum asta e numai o dumă, nu trebuie să ne apucăm aici să dezbatem. Sau dacă vreți, pot să fac din asta un subiect mai târziu. Acum zic așa, nu am fost o dumă pe internet, știi? Am așa și cu creștinii, cred că. Uh... Pentecostalii aruncă spre ortodoxi, ortodoxi spre penti, catolicii spre baptiști, baptiști spre... Nu că ar fi asta ordine. Zic așa, nu mă știți? Exact cum sunt veganii, vegetarianii și ăștia alți, știți? Adică bă, lasă că noi suntem mai buni că suntem vegani sau vegetariani, dar stai un pic, tu iar aia care o mănânci. Nu? Aia normal ajută la oxigen, nu? Uitați-vă ce importanță are pădurea sau copacii când e vorba de schimbările astea climatice, da? cum păstrează temperatura solului, căldură și așa mai departe pentru poluare, da? Păi dacă tot din oameni și tot ne tot mănâncă iarba, tot aia, 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 ne tot beau apă așa la, știi, adică fără număr, cumva să nu creadă că, vedeți, sunt unii care cred că ei apelând la opțiunea cu, adică să fie vegan sau vegetarian, ei zic prima dată, numai unii fac așa, cel puțin eu vă spun cum am auzit eu, asta nu înseamnă că neapărat așa e, da? Eu i-am întrebat, mă, dar de, ce ai devenit vegetarian sau vegan? pentru planetă, pentru planetă. Și foarte puțin pe care se auz pentru mine, pentru sănătatea mea. Sau, bă, nu pot să mănânc ca așa, n-aș putea să mănânc carne, pentru că nu. În mare parte am auzit că pentru planetă, pentru planetă. Bă, vezi că planeta are nevoie de verdeața pe care te o mănânci. Și de apă pe care te o bei așa, știi, tătă zonă, atât Am auzit și eu. cam așa și cu religiile, știi? Dacă întrebi un penti, hai să zicem penti el e cel mai bun. Te duci la un vegetarian, hai să zicem ortodoxul, el e cel mai bun. Vi la unul ca mine, du-te voi, că dacă fără carne nu se poate, știa, nu. Cred că asta cu cărința trebuia să o lăsăm la pentic, că tare mult. Oare și are în meniu asta, schilebuț, zic și eu. Sau... Nu știu, eu cred că aș vrea să mă duc duminica, ca să nu mai cheltuie din salarul meu, vorba vini salar, să nu mai cheltuie așa din penza mea, Cred că mă duc și eu la rând pastorii și vizitez, știi, că totuși, dar ăștia care arată mai bine, știi, că care, de exemplu, dacă mă duc la Emi mi ce rost să mă duc, omul a auzit pastorul, că el mănâncă puțin cu soția dacă mă duc la ei, nu am chef să, ce de acum să cred că vegană și vegetariană, nu, domnule, mă duc la Chelebuț, mă duc la Floruț, mă duc la, cum îl cheamă, mă, pe, pe fratele lui Bohariu, stați că am mai găsit încă unul, tot din elita asta grea, elita sumo, Oresu mă le ăștia care sunt așa un pic mai știi și se bată acolo prin slăninile alea și să trând și va așa mare. Cum îl cheamă, mă? Dacă nu greșesc oameni buni, mă scuzați. Am mai văzut încă unul, tot din elita asta grea, de VIP. Uh, cred că îl cheamă Andrei. Dar no, dacă greșesc, să mă ierte, maica grație la... Ce mai faci, grație la? Stai că trebuie să mai fac opțiune și cu tine, că, că am prea ieftin scapi. Stai că trebuie să mă la tine. Deci dacă greșesc să merg mai ca la, dar cred că dacă vă uitați pe YouTube și scrieți Andrei Bohariu, uh -huh, încă un VIP din zona grea. Da. Dar bine. V-am lăsat, v-am pe portofel, aștept să votați și ne revedem cât de curând. Hai să fie primit. Iubiți mei, dragii mei, vă rog frumos să nu dați cu hate. <laughs> că sunt foarte sensibilă, doamne și Atât ați de sensibilă încât nici măcar nu mă interesează când vorbiți tot felul de exagerări și de prostii, mai ales cum a apărut acum una, am și uitat cum o cheamă, Hatsaga, nu știu cum, și s-au apucat ea să mă facă toate feluri la Ustu. Cometă care ai căzut din buzunarul lui Buhariu, dacă ești din clanul lui și ai crezut că vii la mine pe canalul meu de YouTube și faci răjală, ceaules, poate n ai văzut că te-am expulzat. Exact în buzunarul stâng din partea dreaptă al lui Buhariu, te-am expulzat acolo. Nu intrați voi la mine și lăsați comentarii aberate, e, aberante pe YouTube, da? Că există și butonul de bloc. Există și ăla, da? Numai că eu cred că o să sugerez YouTube-ului să facă un ușor de expulzare, așa, să vă trimit în exil, da? Care aveți acolo de lăsat comentarii nasoale în privința mea. Că voi nu faceți diferența. Una e activitatea mea din mediul, din mediul online care e să critic, să spunem strict profesional religios ceea ce fac pastorii și alta e să vă luați voi de mine personal. care e problema voastră ce fac în viața reală? Am venit eu vreodată să spun, de exemplu, că nu știu, nu consum alcool? Deși da, nu consum alcool. Foarte rar dacă mi se întâmplă să beau și o lacrimă la video. Știți? Foarte rar că să-mi bucur și eu sufletul, nu? Că și în Biblie scrie că din când în când, când ți-am sufletul, păi vă rog frumos, da? Am venit eu vreodată să zic, nu știu, că nu fac ceva și -o fac? Am, Am, venit eu vreodată? Așa că încetați voi să vă luați de viața mai personală că nu are niciun rost. Eu nu mă iau de viața personală a pastorilor, nu. Eu critic activitatea lor din mediul online. Adică dacă ei zic una și fac alta, pe trebuie pescuit. nu? Sau ce facem de acum? Ei sunt vegani sau sunt vegetariani, noi ăștia la alți, nu mai avem voie să spunem. Nu, frate, exact cum sunt ăștia, așa și cu sectile. Exact cum un vegan are dreptul lui, vegetarianul dreptul lui și noi ăștia la alți dreptul nostru, noi exact așa și cu religiile. Fiecare are dreptul lui. Terminați să vă dați voi, hai. Naomi, cum poți să spui despre pastorul Iosiva? Ca că o mai apuca și cu sindromul ăsta oamenii. Cine ești tu să-ți permiți să critici și să vrei perfecțiune? Când vreodată am criticat o perfecțiune, în sinea ei. Dar când vreodată? Pentru că, în primul rând, eu nu comentez și nu critic sau nu vorbesc despre subiecte care sunt total irelevante. Ce rost ar avea să vin eu să vorbesc despre perfecțiunea unui pastor sau perfecțiunea în sinea ei? Pentru că nu există perfecțiune. Arătați-mi cine e perfect. Dar nimeni nu e perfect. Numai că voi cum vi l-ați făcut icoană pe pastorul Iosivanca, Anca, cu tot felul de aberații. No problem, no problem că vă blochez. Știți? Voi ăștia care sunteți exagerați, în exil vă trimit. Ha? La revedere! Hai că am crezut că fac video ăsta de 3 minute, deja de 15 minute v-am lăsat. Veganilor, vegetarianilor, a scripturii v-am lăsat și mai vedeți că pe pământul ăsta e loc și pentru ăștia care mâncă carne. Știți? Carne păcătoasă! Hai, v-am pupat pe portofel, iubici mei, vă rog frumos nu dați cu hate. Mi-a picat lacrima, s-a văzut? Nu no s-a văzut. Hai, la revedere, v-am pupat!